Andreea Marin nu a renunțat la visul de a deveni mamă pentru a doua oară. Mai mult, acesta pare mai aproape decât oricând. Andreea Marin nu a renunțat la visul de a deveni mamă pentru a doua oară. Mai mult, acesta pare mai aproape decât oricând. Andreea Marin trece prin schimbări spectaculoase, atât pe plan profesional cât și personal. Întoarsă în studiul de televiziune, ea realizează emisiunea Nu există, nu se poate la televiziunea română. Vedeta traversează și o perioadă fastă din punct de vedere emoțional, alături de iubitul ei, Adrian Brâncoveanu. Andreea a renunțat la ținute sexy și tocui, pe stradă. Numele emisiunii de la TVR nu pare deloc ales întâmplător, pentru Andreea Marin nimic nu pare imposibil, chiar dacă ne referim la un lucru aparent greu de realizat la 46 de ani, aducerea pe lume a unui nou copil. În preajma Andrei Marin, zvonurile legate de o posibilă sarcină nu sunt deloc noi. Fosta zână a surprizelor nu a ascuns niciodată faptul că își mai dorește un copil, însă a exclus din start varianta fertilizării in vitro. Totuși, există indicii că Andreea ar putea da în curând și fanilor ei vestea cea mare. Cel mai important dintre ele este că vedeta și i-a schimbat total vestimentația, stilul, iar transformările fizice au devenit evidente. Recent, paparazii WO Bizro au surprins-o pe vedetă la cumpărături alături de fiica ei, Violeta. Andreea a fost extrem de greu de recunoscut, dar asta nu datorită măștii de pe figură, ci din cauza ținutei cu totul neobișnuite. Andreea Marin a lăsat hainele elegante sau sexy și a apelat la o ținută sport. Nici urmă de pantofi, cui sau alte artificii. Vedeta părea mai degrabă să-și dorească să fie cât mai comodă sau chiar să ascundă ceva, mai ales că vorbim de haine foarte largi. În studiul de televiziune, Andreea nu poate purta haine sport, iar acest lucru lasă la vedere faptul că vedeta a luat câteva kilograme. Pentru a ascunde, totuși, formele e ceva mai generoase. Ea apelează destul de des la ținute de culoare închisă. Andreea Marin, despre o nouă sarcină. Îmi mai doresc un copil recent. Andreea Marin vorbea despre posibilitatea de a deveni mamă pentru a doua oară. Aparent surprinzător, vedeta nu exclude această variantă, ba din contră îmi mai doresc un copil, dar și Dumnezeu trebuie să fie cu mâna pe umărul meu. Da, mi-aș dori, sunt deschisă. Nu am ajuns să renunț la dorința de a mai avea un copil pe care să-l fac pe cale naturală, spunea Andreea Marin cu ceva vreme în urmă. Violeta, fiica Andrei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr., a împlinit 14 ani la mijlocul lunii decembrie. Andreea a luptat mult pentru a o avea pe Violeta și chiar a povestit că a trecut prin trauma pierderii a două sarcini până când să reușească să devină mamă.